Bună ziua, stimați telespectatori, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna Altfel aici la Ști TV. În această după-amiază vorbim despre poezie, poezia ca stare de spirit, poezia ca mod de viață și, de ce nu, literatura ca varianta cea mai facilă, dintr-un anume punct de vedere, de a cunoaște omul, omul cu adevărat și a înțelege omul. Iar pentru această discuție am invitat în platou alături de mine unul din cei mai activi și cei mai prolifici scriitori mureșeni, fost jurnalist, Nicolae Băciuț. Bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bună seara, bine stăm de povești la taclale, cum se cheamă. Am vrut să vă fur titlul acesta și să scriu la taclale cu Nicolae Băciuț, da, că aveți un titlu la taclale cu Dumnezeu. Da. Și am vrut să-l preiau, dar nu mi-am permis asta. Domnule Băciuț, dacă stau așa să mă gândesc, lumea vă cunoaște. Nu știu dacă ar trebui să fac sau să facem o prezentare, dar totuși, probabil sunt mulți care se uită acum la noi și ar vrea să știe cine e Nicolae Băciuț înainte să vorbim de poezie. Cine sunteți, de unde veniți și ce trebuie pentru un om să spună că este, spre exemplu, Târgu Mureșan, Mureșan sau Bistrițean? E o întrebare care ar presupune vreo 2-3 emisiuni ca să pot acoperi măcar în linii esențiale răspunsul și o fac nu lipsit de modestie, nu invoc o astfel de durată pentru că nu e cazul. Am o activitate atât de substanțială, atât de diversă încă din adolescență, pentru că nu... Trecem un pic prin biografie, sunt născut în județul Bistrița Năsăud, în cel mai frumos loc de pe lume, se cheamă Chintelnic și am venit pe lume într-un moment de conjunctură, spun eu, fericită a astrelor dincolo de drama unui eveniment. M-am născut în 10 decembrie 1856, noaptea în care Nicolae Labiș a avut acel accident și când am conștientizat această legătură, sigur că nu m-am gândit eu în copilărie ce legătură este între mine și Labiș, dar când am descoperit-o, mi-am asumat-o aproape ca pe o continuare de destin. Sigur, e o metaforă ceea ce spun, dar e un moment care mi-a creat o altă deschidere spre lume și spre poezie. Liceul l-am făcut la Liviu Rebreanu în Bistrița, facultatea am făcut-o la Cluj, facultatea de filologie, secția română-engleză, am făcut un masterat tot la Cluj, la facultatea de științe politice și administrative, am început și un doctorat pe care l-am tot împins când am văzut cum se iau doctoratele, mi s-a părut jenant să mai fi doctor în ceva când unii și-au luat doctoratele fără să știe unde sunt instituțiile care le-au emis aceste diplome. Am avut o experiență formidabilă, am câștigat o bursă dată de guvernul american în 1990 și de cunoașterea mecanismelor democrației americane și de cunoaștere a sistemului editorial și tipografic american. A fost o experiență fundamentală și cred că a fost merindea din care încă mă mai hrănesc. Experiența a fost și sub acest aspect tehnic, dar și sub aspectul cunoașterii unei lumi absolut fascinante. Apoi, o altă experiență extraordinară din viața mea, încă din anii studenției, a fost publicistica culturală. Din studenție, încă din anul întâi, nu mi se uscase bine cerneala pe rezultatele examenului de admitere la facultate și tot așa, printr-o întâmplare fericită, am ajuns la revista de cultură Echinox din Cluj. După 2 ani am succedat ca secretar general de redacție lui Emil Hurezeanu, care terminase facultatea. La terminarea facultății, de fapt, cu un an înainte, Romulus Guga, după ce avusesem câteva colaborări la Batra și în același timp câteva interviuri pe care le-am făcut cu mari cărturari din literatura română a celor ani, mi-a făcut acea ofertă de a veni la Batra, la Târgu Mureș,
Și mai mult, condițiile de atunci cu stagiatura erau mai complicate și mi-a spus, Băciuț, și dacă mor și tot te angajez la Batra. Mi-a semnat documentul cu 17 zile înainte de a muri. Este extraordinar, m-a copleșit și m-a făcut și să-mi asum niște lucruri despre care probabil că vom vorbi legat de Romulus Guga. Apoi a venit o altă ofertă copleșitoare peste mine, aceea de a fi corespondent la televiziunea română, la știri. A fost o experiență de 15 ani și despre ea se poate vorbi o emisiune întreagă. Și dacă mă întorc puțin înapoi, în 1990 am realizat prima publicație de cultură nouă la Târgu Mureș, se chema Alfa, a fost o experiență de un an doar, pentru că plecând în America, lucrurile nu neapărat că mi-au scăpat de sub control, dar deja începusem să doresc altceva. În același timp, în 91, mi-am obținut o licență dată de Ministerul Culturii de atunci ca editor și mi-am început o activitate editorială la ceea ce era atunci firma Tipomur și care avea și editura Tipomur, unde am tipărit cărți în tiraje care astăzi par de domeniul fantasticului. Pe Romulus Guga l-am tipărit în 20.000 de exemplare, Nebunul și Floarea, și în câțiva ani n-a mai rămas nimic. Era o foame de lectură extraordinară. Domnule Văciuț, nu întâmplător am întrebat cum te poți defini ca aparținând unei zone. Și deja ați atins dumneavoastră cele două puncte. Rădăcinile în Bistrița, venit cu Vatra la Târgu Mureș. Eu v-am prezentat ca scriitor bureșan, prolific și activ. E adevărat? Cum simțiți dumneavoastră? Deci mă simt mureșean, în primul rând că m-am măritat la Târgu Mureș. Soția mea, Cotuța, profesoară de română, este din Târgu Mureș. Deci, practic, am urmat-o la Târgu Mureș, dar în această conjunctură pe care am pomenit-o, oferta extraordinară a lui Romulus Guga. Mi-am continuat activitatea editorială, am înființat două edituri pe rând, Nico și apoi Vatra Veche, am înființat revista Vatra Veche, am predat ani buni la Universitatea de Artă Teatrală, am realizat publicații pentru românii din Bucovina, două publicații, Făgurel pentru copii și Coru Cosminului pentru literatură scrisă de autori din zona Cernăuți-Bucovina de Nord și am realizat zeci de publicații efemere. De și la... ați scos câte cărți care vă poartă semnătura? Poezie și interviuri. Poezie, interviuri, critică literară. Însemnări de călătorie, însemnări dacă merg mai departe. Da. Sunt foarte multe cărți, sunt peste 80 de cărți ale mele și aproape 20 de cărți despre mine. Ceea ce a apărut în viața mea, observați că o iau destul de repede, ca o întâmplare extraordinară, a fost solicitarea mea să fiu președinte la un concurs de creație literară din Brăila, Ion Creangă. Acest concurs, an la rând, oricât am încercat eu să mă opun, una dintre secțiuni avea ca temă interpretarea poeziei moderne, iar eu am fost an de an subiectul acestor interpretări, de fiecare dată o carte nouă, iar în 6 ani s-au adunat aproape 3800 de comentarii ale copiilor la cărțile mele. Invoc această întâmplare pentru că în general spunem că noi avem copii care nu mai sunt interesați de creație, care sunt captivați de cu totul și cu totul altceva decât cunoașterea prin creație și prin literatură. E una dintre dovezile că e o teză falsă. Există și copii buni și copii răi, dar există un val de copii cu o deschidere extraordinară pentru cultură. Au fost o ediție care a avut 4500 de participanți la concurs.
Iar de 7 ani, tot la Brăila, că nu, sunt oameni care sfințesc locul acolo, am inițiat un concurs de creație literară și interpretare Ana Blandiana. De 2 zile am venit de la 7-a ediție și acolo e un fenomen extraordinar. Și la fiecare ediție de concurs sunt tipărite 5-6 cărți cu lucrările celor care au participat. Anul acesta au fost 1400 de concurenți. Adică se încheie concursul nu cu cântec, joc și voie bună, ci cu niște conferințe pe teme de cultură, pe teme de literatură și cu acele volume care sunt prezentate și comentate. Deci e un fel de luptă împotriva efemerului cu aceste concursuri și pe altă parte de a-i încuraja pe copii să scrie într-o perspectivă autorială. Când își văd semnătura, mulți dintre ei au debutat în aceste volume. Se simte extraordinar. Și numai un amănunt legat tot de acea zonă brăileană. Sigur, am inițiat acolo și un concurs de proză Fănuș Neagu, fiindcă l-am cunoscut pe Fănuș Neagu, el avea o locuință părintească acolo și l-am rugat, a fost de acord să facem prima ediție, în anul următor el s-a stins și lucrurile au rămas așa un picuț mai local. Dar, și asta țin neapărat să amintesc, am inițiat împreună cu niște dascări de acolo un concurs de creație literară în limba romanii. Până aici totul pare într-o anume normalitate, dar genericul acestui festival a fost preluat de numele unui autor din Adămuș, Ștefan Fuli, etnic rom, căruia eu i-am tipărit antum o carte, postum altă carte, autor pe care presa germană l-a considerat primul scriitor de etnie romă din România, care la data apariției, în 1994, putea să-și prezintă o carte de autor. A devenit Ștefan Fuli, autor a 2 cărți, subiect de cercetare doctorală pentru studenți și pentru absolvenți de facultăți în limba romanii și este în manualele de limba romanii. Sunt atât de bucuros pentru că ar merita o poveste despre acest poet și despre lumea în care el a scris. Un poet despre care s-a vorbit mult în 94 până în 96, dacă nu greșesc, după care s-a pus praful pe numele său. Eu aducându-l în acest orizont de întâlnire al concursului, care a ajuns și el la 7 ediții, în fiecare an el este discutat, promovat, copiii spun... Dar nu la noi, domnule Băciuț. Și iată că plecăm de la subiectul la care vreau eu A doua ediție s-a desfășurat la Târgu Mureș. Concursul este gândit în fiecare an într-o altă localitate, tocmai pentru a-i face pe copiii de etnie romă și să cunoască țara. Da, e un alt subiect lung și trebuie să-l închei. Sunt teme interesante pe care le-am putea aborda într-o serie de emisiuni, dar eu v-am invitat astăzi să vorbim în primul și în primul rând despre poetul și scriitorul Nicolae Băciuț. Așa că mă întorc undeva la momentul debutului. 1975 v-am citit CV-ul, a fost debutul în timpul liceului și vreau să-mi spuneți cum, ce v-a făcut să scrieți. De ce ați ales să scrieți și ce a însemnat la acea dată poezia pentru dumneavoastră? Sau literatura? Pare așa deja o amintire din copilărie de tipul Ion Creangă. Fratele meu, mai mare cu 2 ani decât mine, acum medic și prorector al Universității de Medicină din Cluj, mult mai deștept decât mine și mult mai talentat, scria versuri și participa la olimpiade. Și eu, fiind mai mic decât el, am avut această pornire să-i demonstrez că și eu pot să fac ceea ce face el. Și în școala gimnazială, prin clasele 5-6, m-am apucat de mâzgălit, dar acest prim catren pe care l-am scris ca o ofensivă împotriva fratelui meu, sună cam așa. Tu, ghiocelul mult iubit, privit și sărutat de mine a mia oară, tu, dintre a noastră dragoste, ai înflorit la începutul cald de primăvară. Era prin vreo 64-65, într-un trecut foarte îndepărtat. A fost impulsul inițial. Dacă nu ați povesti, lumea ar spune că e o poveste de dragoste acolo, nici de cum un pariu. Era poveste de dragoste, fiindcă nu știam despre ce să scriu.
Și noi copiii atunci ne iubeam. Ne iubeam și colegele și ne jucam, ne trăgeam de codiță, făceam tot ceea ce e tipic unei anume vârste. Dar adevăratul declanșator al nevoii mele de a scrie aproape terapeutic și salvator a fost un moment tragic din destinul familiei mele. Mama mea a murit în 1970, aveam 14 ani, iar din acel moment aproape că mi-am asumat scrisul ca nevoie de a mă salva și nu m-am salvat încă, ca dovadă că o invoc și acum pe mama mea, dar a constituit mereu o sursă la care mă întorc ca la izvorul cu apă limpede și rece, ca la fântâna de acasă. Pe urmă, au fost și o atmosferă bună în liceu, la Bistrița, la liceul Liviu Rebreanu. Am avut o colegă de clasă, era, din punctul meu de vedere, atunci un reper literar. În anul 3 de liceu ea câștigase premii la Festivalul de Creație Literară Nicolae Labiș, care e cel mai vechi concurs de creație din țară. Noi eram pe lângă ea, dar înființaserăm deja un cenaclu la liceu. Cu un an mai mic decât noi era Cleopatra Lorințiu și așa a continuat un destin literar. Deci atmosfera era foarte bună. În plus, în oraș deja, eu bistrițean, aveam așa porniri coșbuciene și năsăudene. În principal, am înființat la Bistrița, elev fiind încă la Clubul Tineretului, cenaclul Virtus Romana Rediviva. Și aveam așa o dorință de emancipare, de renaștere a unui spirit care venea dinspre Năsăud și Hordou. Iar facultatea mi-a oferit, spuneam înainte, o șansă extraordinară, aceea de a intra în mecanismele revistei Echinox de la bun început, se intra în anul 2-3 în revistă, dar eu m-am regăsit acolo și un coleg mai mare, Ilie Radnadra, e și el din județul Mureș, m-a identificat. La Luduș, parcă, din zona Ludușului. Da, da, da. Da, e Ilie Radnadra. Da, e profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, departamentul de comunicare. Exact. Mi-a fost profesor, de aceea vă spun. Da, da, da. Un om cu totul și cu deosebit. Lui datorez luarea de mână la 2 luni după începerea facultății și introducerea în Echinox, într-un moment în care se aniversau 10 ani de la apariția revistei cu texte grele, Lucian Pintilie, Ștefan Augustin Doinaș. Era o nebunie să fii student în anul întâi și să intri într-o astfel de lume cu niște dascăli extraordinari. Ion Pop, director, Marian Papahagi, redactor șef, Ion Vartic și el în Consiliul de Conducere al revistei. De aceea, uneori, nu spun că am terminat Facultatea de Filologie, ci Facultatea Echinox, fiindcă școala echinoxistă a fost și substanțială și de anvergură, dar și una care a format publiciști, realizatori de publicații culturale, fără să își îndoaie coloana vertebrală. Am făcut și noi un fel de rezistență prin cultură, dacă îndrăznesc să spun așa ceva, și era singura publicație din România care nu avea pe frontispiciu proletari din toate țările uniți-vă. A scăpat, ea era cenzurată la universitate și a trecut odată de două și pe urmă a rămas așa. Plecând de la această legătură cu ce nu avea pe frontispiciu Echinoxul, revista Vatra Veche are pe frontispiciu altceva. Poate că unii n-au sesizat, dar mie îmi place la nebunie. Români din toate țările uniți-vă. Fiindcă ideea de vatră veche este una de cuprindere tot. O să vorbim despre revistă, da, un pic, da, mai încolo, puțin în detaliu, dar până vreau să-mi spuneți cum puteți explica și cum vă explicați că de la debutul din 1975 într-o publicație au trecut 11 ani până la debutul în volum, în 1986. Lucrurile sunt simple de tot.
de-abia după terminarea facultății mi-a pus problema. Scuzați-mă că vă întrerup, dar acum oricine, dacă scrie 10 poezii, poate să apară un volum. Nu, publică înainte de a scrie. Deci de-abia după terminarea facultății, eu am făcut o școală foarte bună, cu profesori extraordinari, mari profesori. Nu o să mai aibă niciodată Filologia Clujeană ce dascăli. Am avut eu șansa, probabil, să prind pe ultima sută de metri. Dar de-abia, sigur, publicam în presa literară din țară, în multe reviste. Cum să zic, Patalamaua, Echinox, conta foarte mult. Adică era deja un nivel de recunoaștere și de prestanță. Dar, cum să zic, în fața cuvântului scris, ne așezam cu respect. Nu era dorința neapărat să publicăm numai ca să publicăm. Un debut era un debut. Era atunci o perioadă în care publicarea unei cărți devenise un calvar. Se făceau concursuri de debut, erau sute de participanți și se tipăreau 2-3 cărți. Din cei care mai rămâneau se făceau selecții și se mai publicau antologii de debut cu 10-20 de autori. Am trecut prin 2 astfel de antologii de debut, una la Albatros și alta la Cluj, la editura Dacia, ca apoi, în 1985, să pot să pun un volum cu șanse să... cu șanse. De fapt, era un program, o înțelegere între revista Vatra și editura Dacia, să tipărim Mureșeni, era o școală de poezie la Târgu Mureș atunci, cât un volum. Pentru că Sorin Meavoie era mai vechi târgu mureșean decât mine, am cedat ce aveam eu rezervat pentru 1985 și am fost pe urmă tipărit în 1986 o carte care a avut o șansă extraordinară. A fost comentat și de Eugen Simion, și de Nicolae Manolescu, și de Nicolae Steinhardt, și de Grigurcu. E un lucru extraordinar să fii la debut și să fii citit de oameni de autoritate critică. Acum scrie cineva, cine vrea, cum vrea, despre oricine. Adică a dispărut spiritul critic, selecția. Da, și acesta este un alt capitol. 32 de ani, dacă îi numărăm pe degete, și spuneți dumneavoastră, cel puțin 80 de cărți de autor. Sau 80 de cărți de autor. E mult? E puțin? V-a consumat scriitura? Sau v-a dat viață? Acum, depinde cum privim lucrurile. Sunt autori care scriu greu. Sunt autori care scriu ușor. Eu sunt printre cei care, pentru care scrisul este ca respiratul. Uneori scriu texte în gând. Deci nu am nevoie de nimic. Scriu pur și simplu, așez rând după rând versurile într-un poem și într-un final, când ajung la o hârtie, transcriu acel poem. Eram la o ședință, fac o paranteză, la o ședință de colegiu prefectural și ședințele de acest fel sunt așa cum sunt ședințele de acest fel. Și atunci am încercat să mă protejez un picuț de ceea ce se întâmplă acolo și am scris un poem care mi este, cum să zic, atâta de drag. E, cum să zic, una dintre poemele care pecetluiesc una dintre tendințele mele, aceea de a scrie poezie religioasă. Poemul se cheamă Grădinar în Rai și dacă îmi dai voie, îl spun pentru telespectatori. Nu-ți cer nimic. De ce ți-aș cere când singur, Doamne, știi ce vrem? Zăpezii cum să-i ceri să fie albă și ierbii? Ierbii cum să-i ceri să fie verde? Și sforii cum să-i ceri să fie ghem? Nu-ți cer nimic. Mi-ajunge viața din care îmi iei câte puțin. Nici strugurilor nu le cer să fie vin. Nici soarelui să uite dimineața. Nu-ți cer nimic. La judecata de apoi, din mine dacă mă ridic, nu voi fi singur. Suntem doi. Nu-ți cer nimic. Dar, dacă totuși vrei ceva să-mi dai, să mă faci, Doamne, grădinar. Dar grădinar în Rai. Am fost atât de fericit când am pus punct. De fapt, am scris pe cer.
Am scris cu cerneală simpatică și aproape că îmi venea să-mi deschid aripi și să ies din sală de... Simți când un poem te împlinește și te regăsești în el și că poți să duci mai departe acel mesaj. Deci eu scriu ușor, scriu inspirat, nu scriu căsnit. De multe ori invoc truda multor scriitori. Este admirabilă. Să luăm Caietele Eminescu, ce a însemnat scrisul pentru Eminescu, sau să luăm pe Rebreanu. Rebreanu, după ce publicase Ion Răscoala, Pădurea Spânzuraților, novelele, scrie în jurnal, un jurnal extraordinar, merită parcurs. Am stat toată noaptea în fața colii albe de hârtie, n-am scris niciun rând. Deci, nu e doar cazna scrisului, ci responsabilitatea și respectul față de cuvântul scris. Vă știți toate poeziile? Ar fi prea frumos. Am spus-o prea ușor aceasta și de aceea vă întreb. Nu, știu foarte multe poezii. Dacă aveți până dimineață, vă spun poezii. De ale mele, de ale altora, din poezia marilor autori români, din poezia universală, pentru că eu mi-am asumat această misiune de promotor al literaturii. Și în momentul în care te întâlnești cu cititorii și le oferi mostre de poezie de calitate, redescoperă frumusețea ei. Și s-a întâmplat de atâtea ori ca după astfel de întâlniri să mă trezesc că îmi trimit copiii texte că au scris și ei. Deci există această nevoie de dezvoltare și, repet, de cunoaștere a sinelui prin creație literară. Și dacă tu oferi modele, că nu e nevoie de Guță ca model, nu? Nici de Adrian Copilul Minune. Oferi modele literare, culturale, cărturărești importante, pentru că una e să vrei să sari 1,20 m și alta 2 m. Deci, ținta trebuie să fie îndepărtată. Nu știu dacă se ajunge la un rol în perioada asta considerat de mulți anacronic. Cine mai merge prin sate să citească poezie? Sunt puțini. Am zis-o de la început, sunteți unul din cei mai activi, prezent în multe sate mureșene și nu numai. O fac cu drag. Cu un drag extraordinar. În fața publicului, indiferent că sunt mulți sau sunt puțini cei care iubesc poezia. Și vorbiți. Le vorbiți sau... Pe limba lor. Pe și limba nu lor. Numai. Nu țin discursuri academice unor copii care au un nivel de pregătire. Dar lucruri cu impact. Asta vreau, că nu numai pe limba lor. Lucruri cu impact. E, și multe povești. Multe întâlniri v-au dat. Atâta nevoie de poveste este. Poezia și literatura. Știți cum e? În județul Mureș, îmi cer iertare că sărim de la una la alta, dar așa e când stai în povești. Sunt câteva locuri care întrețin această atmosferă culturală. Poi mâine voi merge la Sărmașu și voi vorbi despre Coșbuc, la 100 de ani de la moartea lui. În 17 la o bibliotecă comunală, la Ibănești, se va derula prima ediție a unui concurs de creație literară patriotică, sunt suflet în sufletul neamului meu. Săptămâna trecută ați fost cu la Brăila, Ștefan la Constanța, Cul, da? La Biblioteca Națională, la Brașov, la Mănăstirea Cernica. Deci, cum să zic, nu e greu rolul doar acesta dau și iau. Într-o vreme în care lumea, repet, greu, spune că e anacronic de frumos ceea ce fac cei care mai scriu și știți citesc. Cum e în momentul în care vrei să unii nu faci sunt chiar nimic, de emisiunile acestea, că vorbim despre literatură și despre autori, am putea să facem politică. Lor. E treaba lor. Aia, risipă mai mare decât politică nu e nicăieri. Dar ați refuza dialogul cu cititorii, mi se pare lipsă de respect față de tine. Revin la ceea ce spuneam de câteva oaze de dinamism cultural. În 20 ne ducem la Hordou, la biserică și prezentăm acolo ceea ce este de readus în discuție despre George Coșbuc și în același timp mergem mai mulți autori din Sărmașul, din Târnăveni, din Sighișoara, din Reghin și prezentăm o parte dintre cărțile pe care le-am inclus grație unui suport județean într-o colecție care se cheamă 100 de cărți pentru Marea Unire. E alt capitol, e o experiență formidabilă. Adică vor fi multe manifestări culturale dedicate Marii Uniri,
vor fi frumoase, vor fi extraordinare. Nu știu ce rămâne după ele. După acest proiect rămân 100 de cărți de autori mureșeni. Deja primele 50 au ajuns la Biblioteca Națională, au ajuns la câteva biblioteci din oraș, la premii pentru concursuri literare. Rămân. E o mărturie a faptului că la 100 de ani de la Marea Unire există și potențial și forță literară în județul Mureș. Revin la cei cu care se poate lucra. Biblioteca din municipală Petru Maior din Reghin e așa un nucleu care e tot timpul în fierbere. De acolo pleacă foarte multe. Dacă vă spun că Ziua Limbii Române ne vom duce să o sărbătorim la Roma, poate părem anacronici, nu? Când nu vrei să faci nimic, spui că alea sunt lucruri depășite, ce aia să te întâlnești cu cititorii, ce aia să lansezi o carte. Sunt componente obligatorii pentru cel care își asumă condiția de scriitor. Eu am un elogiu adus cititorului pe care îl consider fundamental în relația cu scriitorul. Un poem pe care l-am scris tot așa, într-o inspirație divină. Nici n-am simțit că l-am scris, eu am crezut că mi l-a dictat Dumnezeu și eu numai l-am transcris. Eram la Biblioteca Târgu Mureș din Chișinău, împreună cu academicianul Mihai Cimpoi și directoarea bibliotecii Târgu Mureș din Chișinău, de pe strada Moscovei, numărul 8, mi-a spus, zice, Doamnul Bacios, vă rog frumos să scrieți ceva în carte de onoare, vă jur, am scris, sărut stânga, sărut dreapta celui ce deschide cartea. Le sărut pe amândouă care au pe unghii rouă de pe filele de carte, care au trecut prin moarte și renasc în fiecare ochi din margine de zare. Le sărut pe amândouă, sărut stânga, sărut dreapta, care țin drept cruce cartea. Credeți-mă, n-am scris eu poemul ăsta, mi-a fost dictat. Dar un elogiu mai frumos, cred că, pe care îl pot eu aduce cititorilor, încă n-am încercat. Acesta mi se pare cel mai, cum să zic, în respect față de condiția de cititor pe de o parte și de importanța cărții pe care am comparat-o cu o cruce. Nu? Cel care duce crucea înainte duce și cartea. La Târnăveni a fost o perioadă extraordinar de bună când poetul Răzvan Lucan era director al Casei de Culturi, era o efervescență acolo. Zeci de manifestări de bună calitate în fiecare an. S-a înființat și o galerie de artă, de fapt singura din toată istoria Târnăveniului, în care au fost adunate lucrările unui sculptor popular, dar de un om care citea Kant, Sever Suciu, și în holul Casei de Cultură s-a făcut o expoziție cu lucrări extraordinare. A plecat Răzvan, dispărut. A plecat dintre noi și un scriitor de la Târnăveni și am sesizat că a fost singurul care i-ați adus, să spun așa, poate e mult, dar un omagiu, l-ați ținut viu și după ce a plecat Dumitru de Silitra. Și aici e un rol pe care vi l-ați asumat, acela de a ține autorii prezenți în viața culturală mureșană. De ce? Putea să fie doar promovarea lui Nicolae Băciuț. Mulți și știți că de-a lungul timpului au spus Băciuț vrea să se promoveze doar pe el. Până la urmă, dacă nu ne promovăm noi pe noi, cum să așteptăm să o facă alții? N-am găsit un impresar ca să mă promoveze. Dar ce înseamnă a te promova? Dar v-ați asumat rolul acesta și pe Răzvan Ducan, îl țineți prezent, practic. Și pe Sorina Blor, și pe Gabriela Costescu, sunt autori. Deci eu nu știu să spun nu. Deci în momentul în care cineva vine spre mine și eu îmi deschid larg brațele. Sigur, dacă cineva nu vrea să vină la tine, dragoste și cu forța nu se poate. Și pe Dumitru Silitra. Nu l-ați lăsat cum în las? Uitare, deși cum să las? Alții l-au uitat. El a fost nu doar un poet foarte interesant, dar și cu o biografie unică. Deci el a fost fotbalist. A lucrat pe la fabrica de sticlă, pe la combinat. Nu și-a făcut școala. Avea un pic de școală profesională și, sigur, după 90 ar fi putut să-și facă diplome câte ar fi vrut. Dar a avut o reacție extraordinară. Zice, Nicule, zice, eu nu-mi stric biografia. Zice, așa sunt unic. Dacă mi-a iau niște diplome, ce fac cu ele? Nu l-a interesat. Dar el avea, cum să zic, o dimensiune poetică în el și va rămâne, sigur. De multe ori se așterne
tăcere o perioadă, revin oameni din actualitate. Eu mi l-am asumat total pe Romulus Guga, pentru că realmente îi datorez faptul că am intrat în redacția revistei Vata. Dacă nu era Guga, după moartea lui, nu știu cum s-ar fi făcut cărțile. Dar cred că mi-am demonstrat că meritam să ajung în revista Vata. Am înființat atunci imediat un cenaclu literar Romulus Guga, am inițiat un concurs național de creație literară Romulus Guga, am avut câștig de cauză și la o școală din Târgu Mureș care a acceptat să preia numele Romulus Guga, s-a făcut un bust Romulus Guga. Sunt autori despre care nu se mai vorbește de la Vatra. Să vorbim de Ion Radin Peanov, de Anton Cosma, scriitori foarte buni. Dar dacă nu și asumă nimeni, nu mi pot asuma chiar pe toți. Față de Romulus Guga am avut această datorie morală onorantă pentru mine, să pot să duc mai departe mesajul lui Guga. Și anul acesta o să avem o ediție de festival Romulus Guga cu episoade Târgu Mureș, Reghin, Răstolița, pentru că e nevoie. Guga a trăit înainte de 89, nefiind în vârtejul acesta al vieții literare, lumea lui uită. Dar vorbind despre el, și iertați-mă, când unei școli îi spune Romulus Guga, cred că este cel mai eficient mod de a menține în actualitate un nume. Unde termina, mă? La Romulus Guga. Absolut. Deci e extraordinar. În fiecare an termină, nu știu, cu 1000 de lei. V-a marcat oarecum direcția sau destinul Romulus Guga, dar am încercat să vă provoc și acum o fac fățiș și vă provoc să mi spuneți problemă despre celelalte întâlniri importante pe care le-ați avut din tinerețe până astăzi cu nume celebre. Câte emisiuni alocăm pentru asta? Avem doar pentru câteva fiecare minute. Am avea nume parte multe, dar cred că ar trebui măcar să le trecem în revistă și să le spuneți telespectatorilor 2-3 stâlpi care au dus la devenirea lui Nicolae Băciuț. Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă. Deci primii pe care i-am invocat și despre care am vorbit sunt cei de la triumviratul de la Echinox, apoi a venit Romulus Guga, a fost o altă întâlnire extraordinară cu părintele, cu monahul Nicolae Steinhardt de la Lohia, cu care de altfel am și realizat o carte de interviuri. A venit întâlnirea cu Nichita Stănescu, care este o poveste extraordinară. Terminasem facultatea, nu mai eram student, la post trebuia să mă prezint pe 1 septembrie, nu eram încă profesor, și la Struga, în 1982, Nichita Stănescu primea premiul cu Cununa de Aur, cel mai mare premiu de poezie din lume. M-am dus pe jos până la Struga. Struga fiind undeva în capăt de Macedonie, aproape de granița cu Grecia și pe malul lacului Ohrid. Dar eu fusesem în studenție la Nichita Stănescu acasă, am realizat câteva dialoguri cu el și m-a luat sub aripa lui extraordinară. Eu eram un student. După ce am discutat, lucruri extraordinar de importante sunt multe dintre ele în această cărticică despre, cu interviuri și evocări, Nichita Stănescu. Dar a ieșit cu mine și m-a plimbat prin câteva locuri din București și a făcut un lucru pe care, nu știu, cine a mai avut șansa, câțiva sunt. A spus, bătrâne, și mi-a vorbit despre mine, zice, acolo Eminescu a scris Camadeva. Și a început Nichita Stănescu să-mi spună, cu durerile iubirii voi în sufletul să-mi vindic, l-am chemat în somn pe Cama, Camadeva, zeul indic. El veni, flăcăul mândru, călărind un papagal, având zâmbetul fățarnic pe-a lui buze de coral. Aripi are, iar în tolbăi el păstrează ca săgeți numai flori înveninate de la gangele măreți. Puse atunci o floare în arcui, mă lovi cu ea în piept și de atunci în orice noapte plâng pe patul meu deștept. Cu săgeata-i otrăvit a venit ca să mă certe fiul cerului albastru și al iluziei deșerte. M-a întors Nichita Stănescu la esența poeziei românești, Eminescu. L-am întrebat atunci pe Nichita, cum vedeți, sigur, poate părea o întrebare naivă, cum vedeți viitorul poeziei românești? Știi ce mi-a spus Nichita? Bătrâne, viitorul poeziei românești e întoarcerea la Eminescu. Și atunci, poema, o știți,
să ne împrietenim cu Eminescu sărutându-i versul, iar nu slăvindu-l de neînțeles, căci ce-a fost el n-a fost teres și sărutare de pământ îi fuse mersul. Să-l punem între vii, căci este viu, bolnav de frumusețea mamei mele, de cerurile ce nasc numai stele, de ierburi ce cuprind nisipul în pustiu. Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine în patul inimilor noastre și dacă vinul sângelui are vechime și dacă mările îi sunt albastre și dacă peștii sunt umbra stelelor cu coadă și coada umbrei plopilor înalți, ne-a adunat pe noi ceilalți în jurul verbului curat, rostit de el și murmurat de noi, de noi ai lui, de el al nostru. A fost lecția Nichita Stănescu și el este în această galerie a celor care mi-au marcat destinul. Iar eu spun că Ana Blandeana este cel mai important poet român în viață. Dacă cineva are alte probe, alte dovezi, eu pot să demonstrez acest lucru. Ne-am apropiat de Ana Blandeana și realizând la Brăila concursul național de creație și interpretare Ana Blandeana, dar am făcut-o nu înainte de a-i cunoaște opera în intimitatea ei. Pentru că este o mare, extraordinar de mare poetă. Cred că cea mai mare nedreptate făcută literaturii române după dispariția lui Nichita, lui Marin Sorescu, este că e o mare poetă, Ileana Mărânceanu, dar că Ana Blandeana nu a fost distinsă cu premiul Nobel. Nu pentru că face dreptate premiul Nobel. Vedeți, anul ăsta nici nu se dă premiul Nobel în literatură, câtă zarvă și câtă mânăreală e și acolo. Da, anul trecut a fost și mai și. Dar Ana Blandeana este un mare poet și deja două suplimente ale revistei Vatra Veche încearcă să demonstreze și cu argumente și cu interpretări critice că e o mare poetă. E pe scurt galeria celor care mi-au marcat și continuă să-mi marcheze viața și avem nevoie de modele. Am spus și înainte, nu se poate fără modele. Nu trebuie să le copiez, fiindcă la umbra marilor copaci nu crește nici iarba. Dar trebuie să iei ceea ce-i de luat și să te detașezi în așa manieră încât să îți câștigi tu propria identitate, să-ți urmezi propriul drum, propriul destin, fiindcă, până la urmă, care e scriitorul care nu vrea să fie el însuși, să nu fie recognoscibil, ăla e poem de Nichita, ăla e de Ana Blandeana, ăla e de Sorescu, de Ileana Mărâncioiu. Am fost la Mănăstirea Cernica, ce minune a lumii. Am fost la mormintele unor poeți care îmi sunt foarte dragi. Poate, nu, Bartolomeu, nu, Părintele Galeriu zicea de Daniel Turcea că este cel mai mare poet ortodox din întreaga poezie ortodoxă, poezie europeană. Am stat la mormântul lui și am lăcrimat pentru că una dintre cărțile mele are un motto din Daniel Turcea și acel vers este: știu, vom muri, dar câtă splendoare. M-am așezat la căpătuiul lui, la crucea lui și am repetat ca pe o rugăciune: știu, vom muri, dar câtă splendoare. Nu trebuie să fie cineva în viață ca să te raportezi la el, să-l ai ca model. Daniel Turcea este un model. L-am regăsit acolo și pe Virgil Mazilescu. E o minune ca ei să fie acolo, în spațiul ăla care e mult mai aproape de cer. Și pe Ioan Vlasiu. Ion Vlasiu, sculptorul, pictorul care este și al nostru în parte. Și aici e o altă rană a mea, pentru că județul Mureș nu are nicio casă memorială. Aș fi vrut ca atelierul de la Bista să fie un spațiu memorial Ion Vlasiu. Casa de la Răstorița, în care l-am și întâlnit ultima dată pe Romulus Guga în vara lui 1983, să fie un spațiu memorial. Aș fi vrut ca acea casă de la în care s-a născut Ovidiu Iuliu Moldovan, de lângă Sărmașu, la Vișinelu, să fie un spațiu memorial. Nu realizează cei care ar putea să pună în ecuație aceste lucruri că astfel de repere fac turism cultural. Cresc nevoia de cultură. Spuneți-mi dacă
vă imaginați un drum prin Bistrița Năsăud turistic pentru elevi sau dincolo de această vârstă, care să nu treacă pe la Hordou sau să nu treacă la Prislop să vadă casele memoriale ale celor doi, Coșbuc și Rebreanu. Noi ratăm o ocazie unică de a face noi deschideri spre cultură. Nicolae Băcios nu ratează încă însă ocazia de a le aduce în fața cititorilor și asta prin revista pe care deja ați arătat-o în al 10-lea an, îmi spuneați înainte să intrăm în direct. Da, e o revistă Vatra de nota 10 în anul ăla. Vatra Veche, care are o istorie de... Depinde cum primim. Are o istorie de 10 ani și are o istorie pornind de la ce ați spus deja. Ați fost redactor al Vetrei. De ce? Deci am fost scurt, 20. Ați plecat din Vatra în 2003. Nu pot să zic că am plecat. Ales să promovați înainte același brand. Eu eram Vatra destul... și literatura și cultura română. Eram destul de ocupat. Deci aveam și... nu postul de director la Direcția pentru Cultură, încă mai lucram la televiziune, aveam și catedră, era și editura și mai făceam o mie și una de lucruri. Și atunci am zis că trebuie să mai las deoparte din aceste lucruri, pentru că trebuie să recunosc, nu mă mai regăseam în Vatra cea care era la 2003, cu totul diferită și de cea care... a apărut în 1971 cu editorialul Vorba de Acasă, preluat la rândul lui din prima serie din 1894 a lui Caragiale, Slavici și Coșbuc. Adică o revistă care apărea la București pentru transilvanii și care avea o misiune, a fost continuată de Guga în aceeași parametri, iar revista la care eu am trudit 20 de ani, a abandonat acel program estetic. Sigur, lumea probabil că s-ar fi așteptat să am o ofensivă și să mă poziționez împotriva revistei. Îmi este prea dragă... Sau să o schimbați din interior. Nu mi-am propus astfel de lucruri. Pentru că, sigur, am respectul meu față de oameni, față de publicații. Eu cred că fiecare și are locul lui, dar... le mulțumesc foarte mult pentru că au schimbat Macazul, pentru că mi-au oferit mie șansa să fac această revistă. Dacă ei rămâneau în contextul programului, sigur că lucrurile se mai schimbă. Nu era obligatoriu să continue ce a început Guga. Dar eu nu m-am mai simțit în largul meu într-o astfel de desfășurare. Și atunci, aproape cu timiditate și cu teamă, am făcut primul număr din revistă care vroia să fie după tiparul ediției din 1971, primului număr, cu 16 pagini de revistă, 4 documentele continuității și deja la al doilea număr a trebuit să dublez, la al treilea să triplez, fiindcă veneau ca o avalanșă spre mine oameni și materiale care începuseră să se regăsească în revistă. Dar m-am oprit la 88 de pagini, fiindcă eu fac ceea ce este atât de frumos, inedit, unic în toată istoria presei culturale românești. Eu fac revista singur, dar capul al fine. Adun materialele, am un portofoliu de peste 40.000 de pagini în rezervă, deci aș putea încă 10 ani să public în continuare fără să mai vină nimic de afară. Tehnoredactez, procesez fotografii, fac corectura revistei, o tipăresc, o difuzez la 16.000 de adrese și simt că sunt în dialog cu lumea. Reacția multor scritori mureșeni, fiindcă ei sunt prezenți, cei care au vrut să vină, n-am obligat pe nimeni. E deschisă spre valoare, nu spre orice, dar spre toată lumea cu texte de valoare. Au început să fie recunoscuți la nivel național prin această revistă. Și unii chiar să ia premii și să crească prestigiul literaturii române. Trebuie să vă spun ceva care ține de un orgoliu nemăsurat, nu ca să mă fudulez, să mă mândresc, ci ca să îi bucur pe cei care țin la poezie. Am adus cel mai mare premiu de poezie care a intrat vreodată în județul Mureș. Marele premiu de poezie Nichita Stănescu, la Festivalul Internațional de Poezie Nichita Stănescu, premiu pe care l-au luat de la cine doriți dumneavoastră, de la Ileana Mărâncioiu la
Ana Blandeană. Deci, un premiu care se acordă anual la unul sau doi scriitori, iar președintele juriului a fost academicianul Eugen Simion, iar la un festival internațional de poezie de la Drobeta Turnu Severin, care l-a avut pe academicianul Mihai Cimpoi președinte, mi-a fost acordat premiul Eminescu. Sigur că nu am luat trâmbița să spun, uite ce premiu am luat eu, dar poate că e bine să se știe că nu suntem chiar atât de săraci în valori literare cât ar crede unii critici literari, cât ar crede niște instanțe de critică literară care privesc spre provincie ca spre un maidan al literaturii. Suntem un maidan, dar are înălțime. Domnule Băciuț, nu vă întreb cât vă costă lunar să tipăriți, să scoateți revista dumneavoastră, pentru că costurile, încă pornind de la ideea, sunt singur eu care mă ocup de la editare până la tipar, costurile sunt mari. Știe toată lumea că e greu să tipărești în zilele noastre, o faceți fără a avea sponsori pe revistă, dar vă întreb, de unde găsiți energia, nu banii, de unde găsiți energia? Deci, mai glumesc și povestesc despre sursele mele de finanțare. Nu beau. Dacă luăm o bere pe zi, 30 de zile se adună. Nu trebuie să fumez, nu fumez. Dacă luăm 30 de pachete, se mai adună niște bănuți. Nu, problema nu este asta. Realizez cu atât entuziasm revista, încât nu simt uzura. Că în momentul în care faci ceva de forță, iar trebuie să fac revistă. Eu sunt la zi cu toate revistele, numărul 5. Deci pe luna aceasta este în faza de munte tipar. Și unde găsiți energia? Insist. Eu la 5, astă dimineață, eram la computer și lucram la numărul 5. În timp ce alții cred că atunci aveau visele cele mai frumoase. Nu reproșez nimănui. Fiecare își asumă condiția și destinul. Eu așa mă simt în largul meu și, nu știu, de astfel de categorii sociale se spune că sunt workaholici. Au beția muncii. Pentru mine, pedeapsă mai mare decât a nu fi lăsat să muncesc, nu cred că există. Nu-mi găsesc locul. În tinerețea mea aveam, era o colecție cele mai frumoase poezii, încăpeau un buzunarul de la haină și de la cămașă, îmi puneam cărticelele. Din biblioteca pentru toți. Din biblioteca pentru toți. Nu, ale erau mai mari. Din cele mai frumoase poezii. O serie de buzunar. Și în stația de autobuz. Deci nu lăsam niciun loc în care să simt că stau să treacă timpul. Nu pot. Suntem aproape de finalul emisiunii. A trecut 55 de minute foarte repede. Mai avem 4 minute și jumătate. Dar de-abia am început. Absolut. Așa este. Și eu așa simt în momentul acesta. Dar vreau să mai răspundeți la două întrebări. Una este despre următoarea carte, Nicolae Băciuț. Va fi poezie, n-am vorbit absolut deloc de interviu și ar fi fost important să vorbim. Sau ce să așteptăm ca următor volum al lui Nicolae Băciuț? Poezie, proză, interviu? Am în portofoliu, erau cărți pregătite pentru împlinirea vârstei de 60 de ani. 6 cărți, restanță de la 60 de ani. După ele s-au mai adunat. Și poezie, și jurnal, și interviuri, și publicistice. De ce sunteți așa zgârcit cu dumneavoastră și nu le-ați scos? Sunteți editor? Nu. Ați fi putut să le scoateți, să vă ocupați în primul rând de astea. Așa este, dar în momentul în care vine cineva la mine cu o carte, schimb prioritățile. O pun pe mine în spate și pun altă carte în față. Sigur că le voi scoate, pentru că nu pot altfel. Vin cărțile fie ale mele, fie ale altor. Asta este una dintre cărticelele comentarii apărut în acest an la ultima mea carte de poezie. Am fost tradus în multe limbi. Aceasta este în tătară. Dar între multele limbi în care am fost tradus, două sunt extraordinare. Am fost tradus în limba romanii, care treacă, meargă. Dar am fost tradus în latină. Am rămas uluit odată că există... Nu o puneți deoparte, că ultima întrebare va fi legată de titlul, oarecum de titlul volumului.
Da, e un ciclu. Despărțirea de îngeri și eu vreau să vă întreb poezia religioasă, de ce ați simțit nevoia să vă apropiați de ea și sub ce formă vă apropiați de poezia religioasă? Am luat lucrurile în trepte și probabil că punctul de emergență vine dinspre poeții invocați până acum și înainte de toate Daniel Turcea. Un alt poet care m-a atras înspre acest univers este Ioan Alexandru. Ioan Alexandru spunea la un moment dat că singura poezie care va rămâne este poezia religioasă. Dacă nu vestești mântuirea, dacă nu vestești învierea Mântuitorului, despre ce să scrie? Sigur, este o metaforă, dar există și mult, mult adevăr în această proiecție a destinului poeziei. Sigur, Despărțirea de înger pare un titlu agresiv. Și chiar am fost întrebat, adică cum așa te desparți de înger? Păi nu se poate. Și răspunsul meu a fost uluitor. Premeditat, e adevărat. A vorbit jurnalistul. M-am despărțit de înger pentru că vreau să mă las direct în mâinile lui Dumnezeu. Și atunci, în mod firesc, următoarea carte nu putea să se cheme decât La taclale cu Dumnezeu. Pare un termen nepotrivit. Taclale lângă Dumnezeu. Și lumea ignoră faptul că e un mod al meu de a simți o stare de familiaritate. Stai la taclale nu cu oricine. Dar a sta la taclale cu Dumnezeu, tot răspunzând unei întrebări de cititor, nu înseamnă decât că eu mă rog și El mă ascultă. Aceasta este relația de a sta la taclale cu Dumnezeu. Însă trebuie să recunosc că titlul este provocator și a tras atenția înainte de toate. Titlul contează foarte mult. Preda avea la Cartea Românească o artă de a da nume de cărți care să rămână. E foarte important. Titlurile pot fi memorabile și să țină, cum să zic, foarte aproape de interesul cititorului o carte. În final, înainte de a vă provoca să ne recitați un poem al dumneavoastră, încă un poem al dumneavoastră, trecând de la discuția despre Nicolae Băciuț, am spus că sunteți scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, vă provoc și aici. S-au terminat alegerile, Nicolae Manolescu încă un mandat în fruntea Uniunii Scriitorilor. Povestea cu Uniunea Scriitorilor pentru mine e un capitol de ultimul loc în raftul meu existențial. Eu sunt deja veteran, am aproape 30 de ani de vechime în Uniunea Scriitorilor. N-am cerut niciodată nimic Uniunii Scriitorilor, mi-am plătit cotizația, sunt cu cotizația la zi, atunci când nu m-am simțit confortabil într-un anume loc, adică la Târgu Mureș și, pe scurt, trebuie să spun acest episod, după niște premii date la Târgu Mureș, l-am întrebat pe regretatul Zeno Ghițulescu, poetul, era președintele filialei, zic, ce premii ați dat? Păi zice, nu m-am... Păi zic, n-ai fost președinte? Ei, și tu, nu știi cum se dau premiile. După o astfel de discuție, m-am transferat la Cluj, nu pentru a avea ceva. Repet, n-am cerut nimic. Însă acolo un mesager de la Târgu Mureș a creat o reacție de ostilitate împotriva mea, fără a fi făcut nimic. Și atunci am zis, nicio problemă, plec la Brașov. Am fost la alegeri la Brașov, am luat buletinul de vot și l-am pus în alb. Nu mă interesează ce se întâmplă în viața Uniunii Scriitorilor. La masa de lucru, fiecare scriitor e singur. Nu-l ajută nici Ionescu, nici Popescu, nici banii pe care îi primește de la Uniunea Scriitorilor. E un lucru necesar. Această Uniune dă mult la sentimentul că se poate constitui toată gruparea asta într-o forță. Nu știu în ce măsură e forță, dar nu discutăm chestiunea asta. E bine că există Uniunea Scriitorilor, e bine că nu cineva conduce de atât amar de vreme Uniunea Scriitorilor. Eu am însă memoria destul de vie a felului în care Uniunea Scriitorilor, sigur, sub altă denumire, Societatea Scriitorilor Români, a însemnat la începuturile ei și cât de importantă era Uniunea Scriitorilor pentru toată lumea.
Adică Uniunea Scriitorilor așa trebuie să fie, nu pentru unii mumă și pentru alții ciumă, pentru cei care așteaptă ceva de la ea. Eu nu aștept nimic de la Uniunea Scriitorilor. Îi doresc să trăiască viață veșnică, să aibă tinerețe fără bătrânețe. Nu, nu contează. Scriitorul este aici. Vreau să vă ascultăm în finalul emisiunii. Nu că nu v-am fi ascultat până acum, dar vreau poezia. Un poem, sper că mi-l amintesc, nu l-am mai spus de mult, dar mi este foarte drag. Încă o dată mă încearcă fuga fără niciun rost. Vreau să merg spre niciodată, umbrei caut adăpost. Iepurele șchiop mă duce, brana lui îmi crește mie, îi simt fuga în spinare, învăț frica argintie și suflarea lui fierbinte îmi pune ghearele în gât când eu vreau să țip cuvântul care odată m-a urât. Sângele fără măsură trece în carnea iepurească, tot mai mic mă simt deodată în șchiopătarea mea firească și simt iepurele blând cum încalecă pe mine și cum merg spre niciodată și cum și el însuși vine și cum fuga fără rost nu ia iepurelui care nu mai știe ce a fost și nu și are asemănare. Mă devoră el pe mine și îl devor și eu pe el. Noi suntem de un fel cu fuga, noi suntem de un fel cu el. Aerul ne e un pântec care nu ne mai încape. Iepurele șchiop și omul un cuvânt tot mai aproape. I-am crescut și eu în carne, dar povara lui sunt eu, e călare, dar nu poate iar scăpa de trupul meu. Om și iepure, deodată călărim aceeași moarte. Mulțumesc tare mult! Cu toată inima deschisă. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. A fost în fața dumneavoastră poetul și scriitorul Nicolae Băciuț. Sper că v-a făcut plăcere dialogul din această după-amiază. Îl puteți revedea online pe pagina de YouTube ŠTI.TV. Acolo sunt și celelalte emisiuni pe care le puteți urmări. Noi ne revedem miercuri. Până atunci, numai bine!